Un parlamentar PSD de Gorj susține că salariul minim în România trebuie să crească de la 1 ianuarie, conform unei directive europene privitoare la salariul minim european. Conform acestei directive, salariul minim brut trebuie să reprezinte 50% din salariul mediu brut pe economie, ceea ce ar impune o majorare a salariului minim cu aproximativ 500 de lei. Trebuie să fim de acord cu toții că România trebuie să fie un partener egal cu celelalte state componente ale Uniunii Europene pe de-o parte și cetățenii români să fie considerați cu aceleași drepturi ca ceilalți. Având în vedere aceste aspecte, sigur că a fost adoptată această directivă europeană care are un termen de implementare de 2 ani de zile, ea este operațională începând cu 1 ianuarie 2023, vizează ca salariul minim brut să fie 50% din salariul mediu brut din acel stat, ceea ce ar reprezenta o creștere cu până la 500 de lei la fiecare salariu, lucru care ar atenua din aceste costuri foarte mari la facturi și la celelalte cheltuieli ale fiecărui cetățean. Ca atare, eu sunt unul dintre cei care militează ca, deși trebuie să 2 ani, să încercăm implementarea sa pe bugetul României din anul 2023. Rujan susține că mediul privat trebuie sprijinit de stat prin facilități fiscale pentru a putea acorda majorările salariale impuse de directiva europeană. Statul român trebuie să găsească modalitățile de a echilibra toate aceste situații care se pot ivi din implementarea unor măsuri de sprijin cu privire la salariile românilor și trebuie să găsească măsuri de sprijin pentru agenții economici, astfel încât aceștia să nu fie perturbați în stabilirea unor deziderate de dezvoltare și să nu aibă sincope în ceea ce privește problematica financiară a societăților. Ele pot fi făcute la pachet, pe de-o parte mărirea salariului minim, pe de altă parte unele facilități fiscale pentru agenții economici pentru a se genera acest echilibru. Directiva Uniunii Europene prevede un termen de conformare de 2 ani, interval în care statele membre trebuie să se conformeze și să aplice mecanismul stabilit pentru salariul minim european.